Sunt Colpodean Vasile, autorul cărții Drepte Transfigurării. Acum mă voi transfigura și o aduce un gram din Dumnezeu, din Harul Dumnezeu, pe care dumneavoastră o să vă puteți vindeca de orice boală. Cu cât o să vă uitați mai mult, cu atât o să puteți intra acel gram în dumneavoastră. O să vă zic o rugăciune. Doamne, auzi rugăciunea mea scurtă, țărerea mea în tot dincioșea ta, auzi-mă în sugetatea ta, să nu intre judecată cu robul tău, că nimeni dintre cei vin nu-i drept neta ta. Vrășmașul prigonește sugetul meu și viața mea o calcă vicioară, făcută-mă să locuiesc în tunere ca morșite din viacuri, mânite Duhul mine și inima mea înseminită înăuntru meu. M-a dus la minte de zericel de mort, sugetată în toate lucrurile care m-am gândit. Întinsă către tine mâinile mele, sfetul meu ca în pământul Stefan. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să mă asumi tot coboar în mormânt. Fă-mi să aud dimineața mea ta, ca la tine în dejde. Arată-mi calea pe care pe noi merge cu tine de casă-tul meu. Scapă-mă de vrăjmașul mic cu tine, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, către Dumnezeu meu. Duhul tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru mine, pe Doamne, dreptă viață, dreptatea ta scoate din casă-tul meu. Că bunătate să se vorbește pe vrăjmașul mic și pierde pe tot și diferiți cu tine meu, că eu sunt robul tău. Te vindecă Hristos. Amin.